La o vreme așa de supărăcioasă, sperăm să vă încălzim sufletele astăzi, pentru că astăzi Ionel Necula, cetățean de onoare a municipiului Tecuci, scriitor, filozof, își lansează 3 volume de carte. Ca invitați ai domnului Necula, avem pe domnul Gheorghe Dorel Vidrașcu, regizor de la București. Gheorghe Neagu, prietenul nostru de la Oglinda Literară Focșani. Domnul Cornel Galben, de la Onești Bacău. Vasile Ghica, Adrian Răcaru, membri ai Cenacului Literar Calistrat Hogaș, al Casei de Cultură, scriitori și invitatul de onoare al acestei seri este televiziunea literară reprezentată de prietenul Casei de Cultură, compozitorul Eugen Ungurean. Domnul primar și-a cerut scuze că nu poate fi prezent alături de domnul Necula și ca delegat din partea dumnealui este domnul Ion Cojocaru, consilierul domnului primar. Mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre. Domnul Neagu n-a venit cu mâna goală. A venit cu o delegație impresionantă de la Focșani. Le mulțumim din suflet și așteptăm cu drag de fiecare dată. Moderatora acestei seri este domnul Gheorghe Neagu și îl rog să preia microfonul pentru a vă prezenta cărțile lui Ionel Necula. Mulțumesc! Bine v-am găsit! Aia se aude! Dragi iubitori de cultură, sunt încântat că la Tecuci există un ferment cultural mai aparte și că printre cei care zidesc în cetatea Tecuciului ceea ce poate fi și cetate cultural, mai ales că am venit în ultima vreme, el avea 3 manifestări, care mai de care mai frumoase. Ultima a fost cu Teodor Codream, ce ministru. De data aceasta suntem cu cetățeanul de onoare, Ionel Necula, cetățean de onoare și al literaturii române, în egală măsură ca și al orașului Tecuci. Pentru că mie mi-a fost dat să-l cunosc oarecum în împrejurări mai recente. Bănuiesc că sunt printre cei care vor lua cuvântul oameni care îl cunosc mai de mult și care pot să devoaleze câte ceva din ceea ce lansează el 3 dintr-o lovitură, că mai bine făcea de 3 ori, ca să vin de 3 ori la Tecuci pentru fiecare carte, dar e bine și cu 3 în 1. Să vedem dacă noi vom reuși, ia microfonul dacă vrei să-mi dai replica. Să vedem noi dacă vom reuși să ne ridicăm la înălțimea acestui... Deschide ușa vecine. Da. Vreau să spun că există un soi de carte a 3 în 1. Da. Dacă mai... Nu mai dăm deloc. Dacă te-a dus gândul în zariștea aceasta, înseamnă că chiar ai nimerit-o. Așa. Chiar aici m-a dus. Și atunci, pentru ca să nu mai continui eu a tulbura ordinea firească a gândurilor literare, am să rog pe prietenul nostru Cornel Galben, un critic literar cunoscut, pentru care eu am un deosebit respect, să încerce să ne convingă să-i cumpărăm cărțile lui Necula, dacă mai are.
Eu mi-am notat gândurile legate de una dintre cărți. Sigur că le-am primit pe toate trei, dar n-am avut răgazul să mă ocup decât de micromonografia dedicată lui Luca Pițu. Nu o să dureze prea mult. Dispariția prematură a profesorului Luca Pițu a luat prin surprindere multă lume, însă puțini au fost cei ce s-au gândit să-i aducă un omagiu postum, semn că ofuscările unora au rămas la fel de puternice și după ce el a trecut la cele veșnice și probabil nu se vor stinge niciodată, întrucât, cum remarca recent în Năcula, în condiții de provincie, vanitatea este mult mai prăpăstioasă decât o vedem răsfățată în marele metropole. Posedând o bibliografie completă a dispunerilor sale livrești, scriitorul tecucean a depășit rapid starea de consternare și, profitând de șansa oferită de editura Rafet, a revăzut însemnările sale pe marginea cărților magistrului din Cașvana, puțină corespondență și autografele primite de-a lungul anilor, a rememorat discuțiile telefonice și întâlnirile ocazionale, amintirile dintr-un timp fără întoarcere și, punându-le cap la cap, într-o ordine născută ad hoc, a întocmit o primă schiță monografică dedicată celui ce avusese acul busolei fixat definitiv în direcția eradicării calabalâcului comunist din mentalul nostru colectiv, remanent și activ, chiar și după ce a dispărut instituția securistă ce îl impusese agresiv și înfricoșător. Nu o să mai subliniez citările, dumneavoastră, cei care ați intrat în posesia volumului sau veți intra, le veți sesiza la momentul lecturii. Îndrăgostit de erudiția lui, stilistica personală, moldovenească a lui glazurată de răzești trecut prin vijeliile istoriei, cunoscutul cioranolog declară, fără teamă că își va urca în cap toți adversarii filozofului Iașiot, că e un fan al scrisului pițulian, cu atât mai mult cu cât totdeauna s-a simțit bine în apropierea lui și cu cât toate cărțile sale sunt împănate cu reflexii și liniști cioraniene pe care și el le gustă deopotrivă. Structurându-și volumul Luca Pițu cap limpede la devărmășirile cetății, Râmnicu Săran 2015, în 13 secvențe, Ionel Necula a izbutit să concentreze în doar 86 de pagini aproape tot universul pițulian, însă fiind conștient că presiunea timpului și-a spus cuvântul și că n-a respectat în întregime adagiul hegelian, adevărul este întregul, a inclus în sumar și o consistentă adenda, 31 de pagini, constând în trei scrisori adresate de eseista Magda Orsache celui evocat și un eseu aparținând regretatului etnolog Petru Orsache, care sporesc corpusul informațional și îndrăgesc imaginea celui ce n-a fost doar un simplu om, ci o epocă, un intelectual lucid cu resorturi prototipale, ce va rămâne în continuare un reper al necompromisului, al rezistenței și un model de luptă pentru toți cei ce refuză încolonarea. Deși n-a avut decât trei întâlniri directe cu autorul sentimentului românesc al urii de sine, personalitatea acesteia a captat în suficientă măsură atenția pentru a-i urmări cu acribie scrierile și a închega o relație intelectuală de durată, ilustrată în parte și de autografele pe care gânditorul Caștavean i le-a oferit pe volumele sale. Având în vedere că acesta nu agrea genul epistolar, dedicațiile așternute de-a lungul anilor pe pagina de gardă a cărților pe care i le-a trimitea cu o consecvență surprinzătoare sau erau adevărate epistole în miniatură și totodată documente de istorie literară, întrucât ceea ce pentru mulți trecea drept complezență, o notație clișeică și circumstanțială, la Luca Pițu căpăta valoare de îndreptare în înțelegerea textului, avea o funcție întregitoare, coplinitorie și, într-un fel, chiar un sens epistemic lămuritor. Facsimilate și adnotate,
Autografele cu pricina de notă, nu numai că Luca Pițu a ținut mult la perfectarea continuă a stilisticii sale inconfundabile și n-ar fi renunțat pentru nimic în lume la articularea ei în toată varietatea și mijloacele morfologice și lexicale, ci și că uneori cuvintele inserate au avut un rol hotărător pentru eseristul de Cocean. Și aici am să dau un citat mai pe larg. Era o recunoaștere nesperată cu care nu mă onorase până atunci nici măcar cu cetățenii mei. Nu mai spun că încurajarea mi-a prins bine, m-a fortificat în continuarea cercetărilor, am continuat să o fac pe uricarul la partea Moldovei de jos, de-am ajuns în momentul de față la al 8-lea volum, pe care iată că îl și lăsăm. Mergând pe urmele verbului său, oțărât, acid, caustic și de multe ori închizitorial, numai puțin ironicul și acid Ionel Necula, ne face să înțelegem că problema distinției a cultivării unei maniere personale nu era deloc un capriciu, un moft, ci însăși temeiul scrisului pițulian, că ofuscările magistrului Cașnavest din vremea hindoasei dictaturi ceaușiste s-au prelungit așadar și după căderea acesteia va chiar cu mai multă causticitate și consternare și că drama s-a fost de fapt drama intelectualului român responsabil cu dorință sinceră de a se implica prolific și generos în problemele nației. Decriptându-i principiile sale infăibile și săpate în granit, uricarul de Cocean continuă tranșant că Luca Pițul nu se putea sincroniza nici cu lumea, nici cu veacul pe care îl traversa și că în orice altă comunitate ar fi trăit, ar fi fost gratulat cu recunoașteri publice copleșitoare. Numai la noi a fost rejectat ca intrus și ca incomod, tocmai pentru că putea oricând să facă ploaie și timp frumos în același timp. Exemplul cel mai la îndemână în asistență este dat de faptul că de ce Francia avea nevoie de un spiritus zăitor, nimeni dintre vrâncini nu s-a gândit să-l apropie, să-l cultive și să-l lege în vreun fel de problemele spiritului vrâncean, că doar puțini dintre scriitorii vrâncini l-au căutat sau i-au citit cărțile, că n-a fost invitat la manifestările culturale din Focșan, la cenacurile literare din oraș sau la frecventele lansări de carte organizate de autorii locali, că niciuna din cele trei reviste de cultură focșenene nu i-au dat șansa să colaboreze la ele și nici n-au scris vreo rând despre cărțile sale, cu toate că se stabilise în municipiu și se considera un focșenit. Ca și la Iași, unde întreaga galerie a năimiților, a impostorilor și sperjurilor, care n-au avut tăria de caracter să reziste ademenirilor securiste și au convenit să-și vândă colegii să slujească cea mai odioasă instituție născăcită de vechiul regim, nu l-a iertat pentru dezvăluirile din cărțile sale, dar și pentru multă vreme, pentru multă lume trecea drept o doxă, drept un intelectual cu o excelentă pregătire onanistă, la Focșan s-a izbit de aceleași ziduri, întrucât prin cultura sa de excepție incomoda, complexa, copleșea și mulți îl evitau tocmai pentru că simțeau precaritatea și golurile în formația lor intelectuală. Și cum toate prestațiile sale sunt producătoare de disconfort, nu mai miră pe nimeni că a avut atâția turnători și că securiștii au trebuit să se mobilizeze din plin pentru a-l denigra, a-l izola și a-l face să renunțe la rectitudine. Hăituire fără rezultate însă, deși nimic din tehnologia obișnuită folosită de securitate n-a rămas neutilizat în explorarea urmăritului, după cum rezultă și din volumul Documente Antume ale grupului de la Iași. Autor derutant și mai greu de încadrat într-o tipologie deja sedimentată în conștiința publică, Luca Pițu se dezvolte prin comentariile lui Ionel Necula într-o cu totul altă lumină, calitatea sa de cioranofil de compozit și de excelent restaurator de întâmplări și situații, determinându-ne să-i căutăm cărțile și să le aprofundăm prin lectură, trăind bucuria unor
excursii lungi și polifonice în istoria subiectului abordat, în gama plăzmâirilor literare și artistice decontate din substanța lor. Avându-i în preajmă pe cei doi comilitoni, putem afirma, ai numai autorului acestei prime schițe monografice, că avem certitudinea că Duca Budă avusese dreptate când își încredința oaspeții străini în trecerea prin țara Moldovei, că nici intrarea Duhului nu stăm pe jos. Păcat că, scris oarecum în gravă și sub imperiul momentului nefast, ea e năpădită mai ales în prima parte de o mulțime de greșeli de tehnoredactare și corectură, ce fac notă discordantă cu conținutul un ansamblu elevat al volumului, distins cu prima de excelență a lui Turi Rafet. Nu știu dacă după asemenea prezentare vreți să vă înghesuiți să cumpărați această carte, dar știu precis că Luca Pițu n-a vrut să fie în viața culturală brânceană. Când va găsi de cuvință un alt coleg din echipa cu care a venit la Foșani, va aduce lămurile necesare, ca să nu cumva să se creadă că noi am trecut pe lângă o valoare cu indiferență mai mult decât comunistă. Eu am comunicat ce am citit. Nu tot ceea ce se scrie este adevărat. Eu vă spun prin viu graiatul, că ne-am fi dorit la o grinda literară o colaborare cu Luca Pițu. Am intervenit de mai multe ori ca să vină alături de noi și n-a dorit niciodată acest lucru. Iar la revista Secolul, cealaltă revistă, am publicat, mi se pare, câteva două ori și cam asta a fost tot ce a dorit el să facă în Brașa. Și a dorit să facă lucruri mai valoroase și n-a avut probabil timp, ca să-l spus elegant, la Iași. Și acolo am făcut destul. Am în preajma mea un excelent și un distins om al cuvântului, recunoscut nu numai în plan național, ci și în plan internațional, nu greșesc deloc că spun asta, în persoană domnului Vasile Ghica, un tecucean pentru care am un deosebit respect și o stimă aparte, pe care am îndrăznit să-l rog să vorbească despre toate cărțile, 3 în 1, pentru că știu că poate. Te rog. La microfon, vă rog. La microfon, ca să se înregistreze, nu de altfel. Așa. Observați de la televiziune că eu vă țin. Spun bun venit distinșilor oaspeți și ne bucurăm că această televiziune care va face cu siguranță carieră în viața literară din România, pentru că înțeleg că sunt niște oameni care fac lucrul acesta nu din motive pecuniare, ci așa cum trebuie făcută arta, din pasiune și cu plăcere. Înainte de a vorbi despre cărțile domnului Necula, aș vrea să spun, fiindcă se și televizează și sperăm ca această înregistrare să fie citită de cât mai mulți români, vreau să spun că Tecuciu este un oraș mic, care n-a strălucit niciodată prea mult sub aspect economic, dar sub aspect cultural a creat adevărate performanțe în timp. Este uluitor cum de acest oraș atât de mic și-a legat destinul într-un fel sau altul personalități de prima mână a culturii și a științii românești. Aș cita numai câteva nume. La câțiva kilometri aici se află încă, deși în stare proastă, castelul celebrului Costache Conacului.
Aici aș vrea să fac o mică paranteză și pentru că, cum să vă spun, noi românii strălucim uneori prin indiferență, prin acte de uitare, de nerecunoștință. Aici s-a întâmplat un lucru formidabil în preajma Unirii. Fiica lui Conache, deci vă spun un rezumat, cei care doresc vor studia sau cei mai mulți știu, dar mă refer la cei care vor viziona acest material. Fiica celebrului Conache, poet Conache, primul poet modern, Ibrăileanu începea istoria lui literar cu epoca Conache. Și spuneam, fiica lui Conache era căsătorită cu Nicolae Vogurid, un prinț bulgar trimis de poartă ca să împiedice unirea de la 1859. I s-a promis tronul Moldovei. Cocuța Conache, crescut în spirit patriotic de tatăl său, a intrat în posesia unor scrisori compromițătoare în seiful soțului. Unele scrisori îl îndemnau să obstrucționeze, erau venite de la înalta poartă, să obstrucționeze unirea, altele veneau care cu mulțumiri pentru faptul că a împiedicat unirea. Era vorba de divanurile ad hoc din 1857, care la primul tur rezultatul a ieșit negativ. Deci moldovenii nu voiau să se unească cu Muldere. A fost o falsificare a lor, a alegerilor. Cocuța a luat scrisorile și le-a pus în mâna unioniștilor, ei le-au publicat și la insistențele unioniștilor și cu aprobarea puterilor garante, scrutinul s-a repetat și a ieșit pozitiv. Nu putem să nu ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă Cocuța nu și-ar fi demascat soțul, ea devenea prima doamnă a Moldovei și mai avea și un copil cu Vogoride, a preferat însă să-și... Cu trei copii cu Vogoride? Așa. Eu știu că contirea l-a făcut mai mulți. Da. Și deci, ce s-ar fi putut întâmpla dacă Cocuța trecea cu vederea peste aceste scrisori? Se mai realiza unirea când și cum? Mai obțineam domnul independența? Mai era posibilă unirea mare? Ne înfiorăm când ne gândim că lucrurile acestea nu se mai puteau întâmpla în istoria noastră și că meritul Cocuței, teanca noastră de aici, de la Țigănești, l-a făcut. În sfârșit, alte personalități care și-au legat viața de Cocuței, Calistrat Hogaș, Gheorghe Petrașcu, Ion Petrovici, Iorgu Iordan, Hortensia Papadabengescu și-a petrecut, spune ea, cei mai frumoși ani ai copilării la Tecuci. Ștefan Petică, George Apostol, la doi pași Vasile Pârvan și mulți, mulți alții. Tecucenii recunoscători au realizat o alee a personalităților și trebuie să vă spun cu mândrie că sunt orașe mari care nu au asemenea alee. Dacă trecutul a fost glorios, vreau să spun că și viața culturală actuală a Tecuciului este dinamică, este intensă. Avem o revistă, avem manifestări frecvente, avem un cenaclu puternic cu 10 membri ai Uniunii Scriitorilor și alți poeți care nu sunt membri, dar sunt foarte buni și vor fi probabil în curând și ei. Unul dintre membrii Uniunii Scriitorilor prezent, pe care îl comentăm astăzi, este Ionel Necura. Ionel Necura, sau aș face iar o paranteză, este un
un scriitor special, aș putea spune. Și vreau să fac o paranteză. Într-o întâlnire cu dramaturgul, cu Paul Everac, da? El spunea cam așa, domnule, cam, știți cam care este structura scriitorilor din România? Păi zice, dacă poeții nu încap în trei trenuri, prozatorii într-un vapor, dramaturgi într-un microbuz, și eu l-am întrebat, dar criticii literari? Aia zice, pentru ăștia uneori e de ajuns o bicicletă. Ei bine, Necula, Ionel Necula este critic literar, eseist, poftit, cu bicicletă. Cu și spuneam că, pentru că critic și istoric literar, spuneam, care este căutat de scriitori din multe județe din zona noastră. Pentru că, iarăși fac o paranteză, revistele literare sunt pline de cronici literare. Dar cele mai multe nu sunt scrise de profesioniști critici literari, nu sunt scrise de critici literari născuți pentru așa ceva. Multe sunt cronici făcute așa, colegial, eu scriu despre tine, tu scrii despre mine. Așa, Ionel Necula este, putem spune, un critic profesionist. Și de aceea este căutat. Care este sistemul lui de a scrie? El nu are, mi se pare mie așa, nu are, nu puterea, dar nu, are puține cărți de sinteză. El scrie permanent, citește și scrie, a scris câteva mii de articole pe care, ca într-un puzzle așa interesant, le alege, le grupează și scoate anual. Din 1995 până acum a scos 35 de cărți, deci vă dați seama că un număr impresionant. Sunt ani când Ionel Necula este pe piață cu 4 cărți, acum este numai cu 3. 7. Cu 7 și cu 7. Da. Așa. Printre altele, dacă parcurgem lista aparițiilor lui editoriale, a scos 10 cărți despre Cioran. Este într-adevăr un specialist recunoscut, acceptat despre Cioran. A scris 3 volume despre Petrovici și a îngrijit și 2 ediții. Este un istoric de cultură locală. A scos 8 volume din cartea aceasta, Uricar la poarta de sud a Moldovei. A scris despre Spiritul Vrâncean, 2 cărți despre Liești, eseuri filozofice, despre Natalia Negru, o carte, despre Ștefan Petică, Spiritul Gălățean și așa mai departe. Acum să vă mai spun câteva lucruri. Spuneam că în acest volum cu numărul 8, pe care Ionel Necula de multe ori ne spune că va fi probabil cel din urmă volum despre cultura tecuceană. În primul rând, mi-a place extraordinar de mult titlul, Uricar. Deci, cronicar, termenul vechi, are atâta poezie cuvântul ăsta în el este. De altfel, Necula își alege cu foarte, foarte inspirat la alegerea titlurilor. Extraordinar de sugestiv. Și titlul, noi știm că titlul spune foarte mult despre carte. Așa. Ce se întâmplă, cam ce cuprind aceste volume? Vorbește despre istoria culturală, despre asociații, societăți, presă culturală, evenimente culturale și mai ales despre personalități. Acum Ionel Necula intenționează să grupeze, să adune toate cele 8 volume, să le structureze tematic și cronologic, pe cât este posibil, ca să fie ușor de consultat, ușor de citit.
Mi-ar lua, cred, mult timp să vă povestesc, să vă reiau, știu eu, această carte, să vă spun despre ce aspecte cuprinde, dar așa, să spicuim totuși cât de cât prin ea. Pus-o aici. Da, i-a pus aici. Mai vrei un rest mai târziu, până îți găsești o actere, mai ține eu de vorbă o lumea până când se însușește, găsești cuvintele risipite. Am o oarecare jenă față de ceea ce înseamnă prezentarea din această seară, pentru că nu am avut că plăcerea și onoarea să îi prezint pe cei cu care am venit pentru ca să-i cunoaște și dumneavoastră. Îmi îndrept această eroare până când nu e prea târziu și nu-i supăr că am venit cu ei și n-am zis nimic. Sala se află Elena Otavă, este o romancieră și un critic literar deosebit. Se află Ștefania Oprescu, redactora șefă adjunctă a revistei Unita Literară. Se află Raluca Baciu, este cel mai nou produs literar al grupării noastre. Se află Virgil Răileanu, un vechi primar democrat cu comunist, un profesor excelent de limbă română, care din când în când își varsă din preaprilul înțelepciunii sale și în pagină sub forma unor eseuri interesante. Cam aceștia sunt cei cu care am venit, plus șoferii, de aia nu vorbim cu săi noștri. Nu trebuie să știți că ni luați. Vreți să ne țineți părmă de tot aici. Șoferii ni sunt rude. Ai găsit timp de... Șoferii ni sunt rude. Da. Deci, Unicar, numărul, volumul al 8-lea. Deci, spicuiesc câteva aspecte, câteva teme relevante aici. Deci, un publicistic a Eminescean. Poate să vă întrebați, dar Eminescu a scris sau a fost pe aici. Există, s-au găsit niște documente în care rezultă că Veronica Micleș petrecea uneori concediile la Tecuci. Și de aici s-a tras concluzia că poate ar fi venit și Eminescu pe urmul ei vreodată, dar nu există dovede. Dar în studiile lui atât de aprofundate pe care le publica în timpul, Eminescu s-a lovit de multe ori de date legate de Tecuci, statistici, comentarii, despre Cocuța a vorbit undeva. Deci am avut onoarea noi tecucenii să fim și în atenția lui Eminescu. Un alt articol se referă la Petre Grădișteanu, deputat de Tecuci. Noi am mai avut niște deputați celebri, unul a fost Costache Năgri, unul a fost Alexandru Iancuza, deputat de Tecuci, dar era în exil și, deși regele Carol I l-a rugat să vină, n-a venit. Ioan Petrovici, în subtensiunea unor vibrații basarabene, Ionel Necula, vă spuneam, a scris 3 cărți despre Ion Petrovici, o mare personalitate a culturii noastre, și un mare orator. Când ajungea Petrovici la Paris sau la Roma sau la Londra, era sărbătoare, era primit cu ovații pe oamenii de acolo. Despre vorbește Petrovici despre destinul Basarabiei, despre el a înființat radiodifuziunea română și a fost un colaborator fervent tot timpul. Despre ce mai vorbește Ionel Necula, despre Mircea Vulcănescu, despre Constantin Stere, iată, care a fost
fica lui căsătorită cu un deputat de Tecuci, despre Lascarov Moldoveanu, despre mulți, mulți alții. Vorbește și despre poeții de astăzi, dar și despre cei mai de în urmă. Și lucrul acesta ne bucură, pentru că noi am spus întotdeauna să realizăm o punte, că noi trebuie să recunoaștem. Noi am întreținut focul culturii aici, nu suntem noi mari personalități ale literaturii, adică în ceea ce mă privește, dar e bine să realizăm, să nu-i uităm pe cei care au scris acum 40-50 de ani, care au făcut și ei ce facem noi acum. Despre Dan Movilanu, care este prezent în sală, despre Cristian Pohrib și altele. Așa, câteva concluzii despre carte și despre preocupările de critic literar ale lui Ionel Recula. Este așa cum spune, este un stilist de săvârșit. Cărțile lui se citesc cu mare plăcere. Are un stil inconfundabil, găsește cu ușurință termenul potrivit, esențial, are plasticitate. Judecățile lui de valoare sunt argumentate, este un scrit, un foarte bun diagnostician. De aceea este căutat de mulți scriitori și care vor un verdict cinstit, obiectiv despre scrisul lor. Eu consider că el chiar are talent literar și ar putea să fie un bun prozator. Mă gândeam, nu? Pentru că are, nu cred că dacă are respirație lungă pentru roman, dar pentru proza scurtă ar avea. Ar fi un bun memorialist, cultivă prietenii literarii, are o impresionantă colecție de scrisori pe care le-a valorificat cu diferite ocazii. Și o chestiune, ca să mai și zâmbim, o întâmplare anecdotică așa, despre George Călinescu, spune că divinul critic, când simțea că soția mai cam deranjează, o urca în podul casei și lua scara. Ionel Necula nu este obligat să facă lucrurile astea, pentru că doamna, distinsa doamnă, stă mai mult pe la cei trei nepoți, și el are libertatea de plină să scrie cât vrea și cum vrea. Care are scar. Are numai pentru muze. Da. Are scară de valori. Are scară de valori, da. Ca să nu mai iau cuvântul încă o dată, să spun și eu câteva cuvinte despre despre Luca Pițu. Aici vă promit că sunt foarte scurt. Am avut și eu onoarea să-l cunosc. Când a apărut primul volum, nu știu cine, Ionel Necula sau altcineva, mi-a dat adresa lui și a spus, dom'le, trimite eu și lui Luca Pițu. Așa. Și am trimis-o. Și am avut bucuria să primesc două volume, mi-a trimis două volume de ale lui și o scrisoare, deși dumnealui nu trimitea, nu răspundea la scrisori, nu scria despre. Și mi-a spus, dom'le, eu nu fac cronică literară și m-a trimis la altcineva, nu știu ce, dar mi-a dat un citat despre carte și cu bunăvoința dumnealui l-am folosit și folosesc la referințe critice cu bucurie și cu plăcere. Despre cartea aceasta, e perioada de răzvrătire a lui Luca Pițu. Luca Pițu a fost un om care nu suporta chingile comuniste și a încercat pe cât a putut să se revolte, a existat la Iași un grup cu Emil Brumaru, cu mai mulți, cu Petru Ursache, așa, și ce a scris el după Revoluție, deci el nu s-a ilustrat în disciplina lui pe care o preda la universitate, ci s-a referit în special la neajunsurile acestea politice. A fost la Paris împreună cu Sorin Antohi și la intervievat pe Cioran câteva ore și a folosit mult materiale înregistrate atunci. Se potrivea, existau multe similitudini între Luca Pițu și Cioran, tot
răzvătit și cioran, tot supărat pe poporul român pentru neajunsurile pe care încă le mai are. Și dar așa, citindu-i unele cărți, că n-am ajuns să intru în posesia tuturor cărților lui, dar am fost student la Facultatea Alexandru Iancu, la Universitatea Alexandru Iancuza, și citindu-i cărțile lui am avut un sentiment de durere, pentru că unii dascăli de-ai mei, pe care eu îi credeam oameni integri și modele, repere în viață, erau unii dintre ei informatori ai securității. Da. Păcat, asta este. Despre cea de-a treia carte, două cuvinte, și am terminat, despre Basarabe. Și aici, când am văzut titlul, am zis, uite, o carte de sinteză despre Basarabia, lacrima neuscată a românilor. Nu, sunt tot eseuri despre unii și despre alții, despre scriitorii mari ai Basarabiei, despre... Așa, eu aș vrea despre scriitorii de astăzi, în general. Eu... Da, am depășit. Da, imediat. Și eu nu sunt de acord cu cei care desconsideră pe scriitorii basaraveni și consideră doar niște pașoptiști. Nici nu puteau, zic eu, să ajungă la stratul de, știu eu, de utilizare a limbii artistice, pentru că vieții de ei au vorbit limba română și l-au citit pe Eminescu la bătrânețe sau pe furiști, încât Ionel Necula face foarte bine, că îi admir, îi prețuiește pe scriitorii moldoveni. Și da, îl felicit pe Ionel Necula pentru noi la apariții, îi doresc sănătate și să ne mai bucur, pentru că la viață, la vârsta lui, trebuie să vă desconspir și lucrul ăsta, are 75 de ani împliniți, dar scrie cu o poftă și cu o putere. Are o putere din muncă impresionantă. Vă mulțumesc. Sunteți niște drăguți, mai puteți? Da. O punem pe seama tinereții care are Ionel Necula la 75, noi avem mai puțin de 3 sferturi de veacuri, zice, trebuie să fiu și mai rezistenți. Și o rog pe Ștefania Oprescu ca să ne facă în așa fel încât să ne mai vină inima la loc vis-a-vis de o filă cunoscătoare a sufletului creator al lui Ionel Necula. Mă rog să treacă lângă cordel galben acolo, ca să o avem în bătaia reflectoarelor și a microfonului. Pe toți ne înregistrează și dumneavoastră noastră. Treci la aparat, cum se zice. Să audă și poporul român. Nu, dar vorba zice că nu e adevărat. Da, tot încercat de la început, că nu sunt un orator, și a zis domnul Gheorghe Neagu că mai avem scăpări, una a îndreptat-o dânsul, asta o să o îndrept eu și nu o să-i facă multă plăcere. Dar pentru că în seara asta am înghițit două broscuțe, una este de la dânsul, ne-a prezentat și a spus că am venit cu șoferii, fi șoferii. Nu. Noi ne cunoaștem glumele între noi, dar poate cei prezenți în sală nu știu, nu sunt șoferi, nu suntem așa de mari să avem șoferi. Pur și simplu sunt rudele, deci unul este tatăl acestei copile minunate, Raluca Baciu, care de multe ori ne ajută să ajungem acolo unde nu putem, fiindcă nu avem mașini. Și celălalt este soțul Elenei Otavă, care a făcut același gest acum. Deci s-au rupt s-au învoit din activitate, au plecat și ne-au adus ca să fim împreună. Nu sunt șoferi. E clar, merg pe jos. Mers pe jos, să rămâne până în. A doua broscuță pe care am înghițit-o a fost când, stând eu acolo în sală, și să mă iertez, o să vorbesc mai puțin despre cărți, o să vorbesc ca iurea despre orice. Stând eu acolo... Vezi că ăla cu broscuțele e la Deneacu, ai grijă. Da. Ăla e cu broscuiu. N-am nicio șansă să ajung acolo.
să știi. Tu știu eu. Da. Stând acolo eu în sală și auzind cum se vorbea despre Ionel Necula, personaj care îl îndrăgim și se pare că, cum să spun, amorul este reciproc, nu vorba de mine, ci e vorba de vrânceni. Mă simțeam mântră așa că sunt vrânceancă și că Ionel Necula, cel care ne-a băgat în seamă de atâtea ori, se bucură astăzi pentru cărțile care le lansează și noi odată cu el. Și deodată am auzit această citire, când domnul Galben spunea că n-a fost agreat la Focșani, că n-a fost invitat, că n-a fost primit, că n-a fost acceptat. Luca Pițu. Luca Pițu. Nu i s-au publicat texte. Eu țin aproape de cenaclul literar lui Ruslan Filescu și de revista Oglinda Literară de la începuturi, adică de vreo 15 ani. Și nu mi-amintesc să se fi petrecut vreun refuz de a-l accepta, de a-l primi, de a-l publica. Știm că Luca Pițu a devenit prin adopție vrâncean. L-am văzut rar în Vrancea. N-a fost foarte dornic să fie prezent între vrânceni. A avut, am înțeles și știam mai de demult, un prieten căruia nici lui nu i-a fost foarte apropiat, adică să-i fie alături la momente importante din viața lui, se chema Florin Paraschiv. Din nefericire, în Vrancea am pierdut o serie de prieteni, mai mult scriitori sau poeți, poate mai mult și mai repede decât în alte județe, unul din ei a fost și Florin Paraschiv. Acum am presărit, n-am știut a cui a fost spusa, a fost al lui Ionel Necula, dar noi îl iertăm, pentru că nu noi nu l-am vrut pe Luca Pițu, se pare, nu știm din care motiv, sau cel puțin asta e sentimentul meu, nu cred că este, nu vreau să fie al tuturor, nu vorbesc decât în numele meu, se pare că Luca Pițu nu ne-a prea dorit pe noi, sau apropierea noastră. La chestiune, Ionel Necula este personajul care, mă bucur că este, cum se cheamă, de onoare, membru de onoare al orașului, cetățean de onoare al orașului Tecuci. Și mă bucur că este viu și încă foarte viu și că ne lasă consemnați în niște lucrări, pentru că altfel poate ne-am fi rătăcit așa și risipit în Spiritul Vrâncean în lecturi elective, care a publicat două volume, spune următorul lucru. Vreau să citesc din el, pentru că se leagă ceva și de Luca Pițu. Două sunt motivele pentru care am considerat necesare aceste rânduri postfațatorii. În primul rând, pentru a sublinia apăsat că această carte nu este o istorie articulată a Spiritului Vrâncean, așa cum s-a conjugat în timp, coagulat în timp, și nici o poză de grup cu scriitori empatici. Accentul acestor rânduri nu cade pe sublinierea actanților implicați în procesul de creație, ci pe lucrările lor, pe fondul livresc constituit în ultimii 5 ani, la care semnatarul acestor rânduri a fost martor și observator discret, rezonator și cu dispoziții la lectură. Foarte adevărat. Și pentru asta cred că merită stima noastră și lauda noastră. În această postfață să mai spun un lucru. Volumul a apărut în 2010. Sunt 5 ani și ceva. Spune-mi la Ionel că stă disperit. Spune la un moment dat următorul lucru. O singură excepție de la regulă aș menționa. Este vorba de scriitorul Luca Pițu, devenit vrâncean prin adopție, pe care l-am lăsat intenționat în afara proiectului, pentru că am cumulat atâtea poziționări, încât poate alimenta singur un proiect editorial într-o perspectivă oarecare. Din nefericire, perspectiva oarecare s-a ivit cu apariția postumă a acestui volum, care a fost lansat și la Focșani în urmă cu puțină vreme. Două luni, aproximativ două luni.
ce să mai spun altceva? Nu știu ce să mai spun. Că îl iubesc, că îi spun, da? Că am venit cu drag de fiecare dată, că l-am primit cu drag de fiecare dată și am fost prezenți la... cum să spun, lansările pe care le-a făcut și în același timp la momentele în care a participat la lansările cărților noastre vorbind despre noi aproape de fiecare dată. Da, văd că același lucru face și cu Basarabeni, nu i-a lăsat nici pe ei deoparte și cu același cu aceeași minuție cu care ne-a citit pe noi, mai este un scriitor care de-a cărui vorbă mi-aduc aminte acum și care a scris o carte care spune Florentin Popescu, eu v-am citit pe toți. Ionel Negula ne-a citit și el pe toți și nu numai că ne-a citit pe toți, dar a prins și diferite ipostaze. De exemplu, într-o carte Răsfoindu-o găsești și momentul când s-a dezvelit bustul lui Mitică Pricop din Parcul Schumann, ce făceam fiecare, citim noi care am trăit momentul și ne revedem acolo ca într-un film. Deci a reținut oameni, a reținut imagini și a reținut un timp, o istorie a prâncenilor și nu numai din timpul pe care l-a trecut. Unul ricar. Felicitări! Auzi de coperta volumelor aici și văd un Necula cu pălărie, încă un Necula cu pălărie, încă un Necula cu pălărie, iar la volumul cu acest Luca Pițu nu mai are pălărie. Ce ai făcut cu pălăria? A ridicat pălăria în fața lui Luca Pițu. Eu voi numai la ce am eu, vorba lui Cornelu Galben. Eu zic că mai ales din trecut acolo. Cert este, lăsând gluma la o parte, că Ionel Necula probabil și-a ridicat pălăria în fața celor care îl iubesc, pentru că nu întotdeauna el este plin de iubire față de ceea ce facem noi și e bine că ne mai dă câte un brânci, câte un pumn așa, în boale capului să ne trezească. Nu, așa este bine să fii. Din dragoste, pentru că am vorbit cam întotdeauna despre mai mult omul decât cărțile sale în seara aceasta. Hai să ascultăm o vorbă venită de Duc de la un băutor de apă cu recet, Dorel Vidrașcu, din București, din capitală, omul care duce spiritul revistei Oglinda Literară în toate colțurile Bucureștiului și care ne uluiește de câtă energie are, pentru că are și el, e aproape leat cu... Da, te rog. Frumos de apreciere. Sărut mâinile, doamnelor. Bună seara, domnișoară Raluca. Cred că e singura domnișoară, dacă greșesc, îmi prezint scuze. Bună seara, domnilor. Sunt tare bucuros că de data aceasta am putut să dau curs invitației prietenului meu drag, cu care ne contrăm destul de des, fiți liniștiți, nu? O facem la telefon. Domnul Ionel Necula, trebuie să fie oficial, să-i spun domnul, că se supără pe mine. Altfel ne tutuim, vă imaginați. Cum să vă spun? E a treia oară când vin la Decuci. Prima dată am venit acum vreo 50 de ani și am fost foarte impresionat de parfumul orașului Decuci și a bulevardului. Trec peste niște amănunte mai picante. Am mai venit odată, dar când am venit seara, pentru că am fost la Odobești unde și-a lansat volumul 2 din scriitorii vrânceni, la Odobești l-a lansat, nu la Focșani, în prezența și a domnului Neagu și a doamnei Ștefanie Oproiescu și au mai fost mulți acolo, dar și a domnului Luca Pițu cu doamna domnii sale. Atunci am avut onoarea să-l cunosc pe domnul Luca Pițu. Și aș vrea să-i aduc aminte prietenului Necula că au trecut, să spună dumnealui câți ani de la lansarea volumului 2 din scriitorii vrânceni.
L-am întrebat, că nu scapă de întrebările mele incomode, trecând volumul 3 și mi-a spus că e gata. Și am spus, atât îți trebuie să nu mă inviți la lansare. Că dacă mă inviți pe mine la lansare, culmea, toți scriitorii vrânceni cuprinși în acel volum te vor citi. Și așa se va întâmpla. Aceasta a fost ca o introducere. Vreau să vă rog să-mi permiteți să vă aduc salutul confratern al revistei, revistuței Antim din București. Trebuie să mă abțin că în București transmit și salutul revistei Oglinda Literară din Focșani. Acum, har Domnului, are cine să transmită acest salut. Vreau să vă spun că Oglinda Literară, pentru care n-am niciun merit, eu le spun prietenilor mei, ca să se știe, să știe și doamna Oproescu și ceilalți. Le spun că eu la Oglinda Literară sunt deschizător și închizător de uși. Eu vă invit, voi vedeți cum intrați și cum plecați. Dar să știți că revista Oglinda Literară se bucură, în rândul scriitorilor, de un anumit respect. Pentru că se spune, zic ei, eu nu mai transmit, are o anumită ținută. Și ca să mă pun bine și cu redactorul șef adjunct, să știți, doamnă Oproescu, că mulți m-au întrebat, măi, Dorele, măi, Vidrașcule, cine-i doamna asta Oproescu, mă? Tu trebuie să știi câte ceva despre ea. Și atunci să vă spun ce am spus, în două vorbe. Știu că e o poetă, o prozatoare și... Pe deasupra, ce ziceți voi? Articolul ăla. Cum se spunea când înainte, articolul de fond, azi se spune editorial. Aflați, doamnă Oproescu, foarte multă lume vă apreciază și îmi face plăcere să vă transmit pentru editorialele domnii voastre. Și acum aș vrea să vă spun câteva, doar câteva cuvinte, sper să nu mă lungesc, că i-am promis șefului meu să nu vorbesc mult. De domnul Ionel Nicola mă leagă o prietenie statornică și rodnică, aș spune, la un moment dat. E bine, am majoritatea cărților scrise de domnia sa, dar vreau să vi-l brăsc. Eu știam că are 9 cioraniene și astăzi aflu că are 10, și vorba lui Coșbuc cu fuștei de la scară, să nu te știu mincinos, îmi ești dat cu volumul 10. Cu volumul 10, lasă-mă. Deși se poartă și săruturile între bărbați, știți cum se zice, sunt săruturile lui Iuda. Bun, dar... Doream numai un pic. Volumul 10, despre cioran, nici eu nu știu să știți. Așa. Dar cine a văzut revista contemporană, așa, numărul 12 pe anul trecut, a văzut acolo coperta cărții. Da. Și a primit mai multe telefoane. Dom'le, cum face și noi rostul de o carte? Unde se găsește? De unde o putem procura? M-a surprins repede. Și când am întrebat pe Aura Cristi, mi-a spus, și măi, dar tu nu știi ce am vorbit noi? Și, într-adevăr, noi vorbisem ceva. Că această carte să apară la editura revistei contemporane, Idee Europeană, dar nu a primit fondurile necesare pentru carte, n-a fost admis, adică pe lista aceea de cărți sponsorizate și a căzut. Dacă a căzut de la tipăririi, a băgat-o pe online. O găsiți pe online și o puteți citi, o lectura cu... Da, sigur. Da. Deci asta este epopeea celei de-a 10-a cărți despre Cioran, o carte interesantă, o să găsiți acolo lucruri interesante. Dar în ediții pe hârtie n-a apărut, dar probabil o să-i găsesc o sponsorizare și o formulă de apariție editorială. Mulțumesc. Tot pe timpul meu ai vorbit, trebuie să recunoști că primul care ți-a dat telefon, tot eu am fost și ți-am spus și unde-i volumul 10. Ei, apropo de proiectele astea, Ionel Negula are proiectele lui, are multe, niciodată n-are timp, totdeauna doarme prea mult, nu vă mai spun cum îl poreclesc eu, ursul de cucean care n-a învățat să hiberneze, și să știți că așa are o putere de muncă, mă nebunește cât poate să lucreze omul acesta. Ei bine, mai are un proiect,
Uricăreală. Doamnelor, domnilor, a scris 8 volume despre tecuci și tecuceni, aud că și al 9-lea. Apropo, dacă era domnul primar, îi spuneam, cu respect evident, că domnul Necular avea nevoie de o sponsorizare pentru volumul nou la Uricărirea dumnealui despre tecuci. Să știți că îl bârfesc și cu mulți, în ghilimele evident, cu mulți prieteni mei din București, cărora le mai dau câte o carte, două, ba, am ajuns să mă întrebe, dumne, dar ce mai face domnul Necula? Dar nu mi-a mai dat nicio carte a lui. I-am dat unui scriitor de acum o săptămână, Uricari, volumul 8, Uricăreala, volumul 8, cum îi zic eu, și îmi dă a doua zi dimineață telefon și îmi zice, ce mi-ai făcut, prietene? Nu m-am culcat azi noapte până am terminat-o, la care eu, așa de proastă e, ce vorbești, domnule, formidabil, îți cunoaște când ai citit-o, că parcă el e prieten cu Necula. Ei bine, ce să vă spun, despre Basarabia, lacrima noastră neuscată, cred că e un buchet foarte frumos de eseuri, reportaje, are și un interviu destul de amplu cu doamna Aura. Îmi place că se oprește asupra unor autori dragi mie, sigur că începe cu Niță Bubu, Constantin Stere, și zice aici, 5 ani fără vieru. Și cu ocazia asta l-am prins când a scris articolul. Și știți de ce? Pentru anul acesta, exact în ziua când s-au împlinit 7 ani de la moartea lui Grigore Fieru, eram la 2 lansări de carte, la AGIR, Asociația Inginerilor din România. 2 lansări de carte a unor 2 autori, ingineri de profesiune, dar care, sigur, scriu și poezie, unul a făcut și o cercetare foarte interesantă despre Eminescu, cam câte melodii s-au scris pe versuri și așa mai departe. Ei bine, la un moment dat, le-am propus un moment de reculegere și le-am spus de ce. Sigur că s-a ținut momentul de reculegere, au fost foarte multe priviri ațintite către mine și le-am mai cerut eu atunci 30 de secunde. Și ne-am spus următoarele. Reaprindeți candela în căscioare, lângă busuiocul cel mereu. Degerat la mâini și la picioare, se întoarce acasă Dumnezeu. Doamne, cel din zările creștine, ce păcate oare ai săvârșit? Te au dus acolo și pe tine, în Siberii, fără de sfârșit. Grigore Fieru. Sigur că a avut și Grigore Fieru viața sa dramatică. Vă amintiți mulți dintre domniile voastre prin anii 80 când era amenințat că va fi împușcat. Atunci un poet bucureștean, secretar literar la Teatru de Revistă Constantin Stănase, Aurel Storin, singurul doctor în Teatru de Revistă, așa cum avem și un doctor în epigramă. Doamna Alice Râtean. Și mai sunt și alți doctori, dar nu în epigramă și în revistă. E bine, atunci Storin a scris o poezie care vrea să stea el în fața pistolului să-l apere pe Fieru. E sigur că n-a făcut-o, că nici n-a fost cazul. Bun. Tot aici găsim o jumătate din carte, cred că e dedicată Aurei Cristi. Nu e rău. E o scriitoare interesantă, cu niște realizări literare deosebite. Autorul a vrut să-i facă un portret cât mai exact și bine a făcut. E sigur că eu, afurisit cum sunt, am zis și astăzi, mă, Ionel, ai și tu lanțul tău de slăbiciune. Om ești și tu, nu? A început să râdă și m-a iertat. E bine, în ultima parte a acestei cărți sunt multe personalități. Sigur, academicianul Cimpoi, Nicolae Dabija, care anul trecut a luat poate cel mai râvnit premiu internațional de poezie la Trieste, în Italia.
nu prea s-a scris mult în presă. Nu, nu, așa suntem noi. Bun. E totuși un mare poet cu recunoaștere internațională. E un mare om al cetății. Eu, doamnelor și domnilor, îi citesc aproape săptămânal corespondența lui transmisă de la Chișinău, în, evident, la care lui Adrian Păunescu, dar care e o revistă foarte bună, foarte bună revistă, și datorită colaboratorilor, dar și datorită redactorului șef, Ana Maria Păunescu, despre care ziceau alții că îi scrie taică sub versurile, așa cum s-a întâmplat și cu Andrei, dar asta e altă poveste. Această carte, Basarabie, îți trezește multe sentimente de dragoste și de revoltă la un moment dat, că tot se vântă acum unirea, parcă unirea asta se face așa că ne întâlnim noi aici, zicem că ne unim. Uită, oameni, că unirea când s-a făcut, s-a făcut pregătită de mari intelectuali, în primul rând, și aproape pas cu pas, cum ar zice un intelectual contemporan cu noi. În fine, da, cum a zis dumneavoastră șeful, că eu nu vă contrazic. Despre volumul 8, publicat la porțile Moldovei de Jos, e un volum interesant ca și toate celelalte și e mare lucru, încă o dată spun, nu vreau eu să intru în amănunte, eu doar semnalez despre cartea. Luca Prițu s-a spus atunci aici mult, cam tot ce trebuia spus, aș mai adăuga faptul că această carte a primit premiul de excelență a editorului Constantin Marafet. E, o să-mi spuneți, lasă-mă mă cu excelența, că bun, te întorci, dai cu excelență 2-3-9. Ei nu, premiul a fost destul de bun, după cum mărturisește autorul. De la Marafet. Sigur că de la Marafet, nedragul. Da. Cred că în cartea despre Luca Pițu, nu mai are, în cartea despre Luca Pițu a contribuit foarte mult prietenia dintre autor și erou. Înainte de asta aș vrea să spun că atât când l-am cunoscut eu și am discutat în seara aceea la Odovești cu domnul Luca Pițu și auzind și discuțiile de azi de aici, m-am gândit la un aspect. Se spune că a fost închingat. Bun, a fost închingat până acum 25 de ani. Sigur că te obișnuiești la un moment dat să fii închingat și respingi. Impresia mea sinceră, cu tot respectul pe care îl port acestui om și pentru faptul că am discutat măcar o dată cu domnia sa și pentru moștenirea literară pe care o las, cred că în orice societate s-ar fi comportat la fel. Faptul că se obișnuise să fie un cap limpede al unei cetăți, indiferent de poziția geopolitică în care s-ar afla cetatea aia, Luca Pițu ar fi fost la fel. Mai mult, cred că liantul care a legat această prietenie, m-am străduit și eu să citesc autografele în stilul cu totul și cu totul personal date de Luca Pițu lui Ionel Negura. Și cred că poate unul din lianturile care i-au unit a fost Emil Cioran. Întotdeauna am spus despre Ionel Negura că e un cioranian înnăscut și dezvoltat. Altfel n-ar fi posibil să fie Ion Negura așa cum știm și vedem noi astăzi. Sigur că de acest cioranism a suferit și în capitolul și așa mai departe. Important e, doamnelor și domnilor, că aici, la Teguci, se întâmplă lucruri frumoase și vorba lui Florin Piersic, muream dacă nu vă spuneam și pe asta. Și domnul, prieten al dumneavoastră și al meu, Vasile Ghica,
este cetățean de onoare. Și m-am bucurat în egală măsură pentru amândoi când am auzit. Și acum să închei. Știți, sunt scriitori mari despre care trebuie să vorbim frumos. Trebuie la postamentul care și-l fac noi să ștergem în fiecare zi praful. Unii merită. Dar, cum ziceam odată, tot la o întâlnire cu scriitorii, în lanțul de reacții literare, cu zale mari și ifose destule, liantul se formează ca atare din mici, modeste molecule. Ei bine, Ionel Necula scrie despre oamenii mari, dar nu-i uită nici pe cei mai puțin mari. Și dacă cineva, în anii imediat următori, o echipă condusă de un om cunoscător de literatură și de istorie literară, cu sau fără Escu în coadă, dar fără partipriuri, vor găsi în cărțile lui Ionel Necula multe capitole gata scrise, lăsând la o parte faptul că va avea și el un capitol anume și mulți dintre dumneavoastră cei prezenți aici în sală, cu o singură condiție, fără partipriuri, nu cei care ne simpatizează. Altfel spus, vă mulțumesc că ați avut răbdare să ne ascultați. Vă rog să mă credeți, sunt emoționat că mă întâlnesc aici cu niște oameni și încă o dată o salut pe Raluca și pe tatăl ei. Atenție! Mai experimentați, scriitori! Să ne aplecăm cu dragoste! Raluca are 14 ani, are 15, are 16, el e liceană. Nu se știe peste 5 ani ce poezie ne va scrie. Eu am citit-o fulgurant și am o mare prețuire pentru această domnișoară Raluca. Și vă doresc și îmi doresc să întâlnim cât mai multe Raluci, cât mai mulți Răzvani sau cum eu chema tineri, să plim cu dragoste de ei, să le înțeleg, să căutăm să înțelegem, să le înțelegem exprimările lor mai altfel decât le gândim noi. Asta e viața și să mergem în pas cu ea. Până atunci vă doresc multă sănătate, până la o nouă revedere, cât mai bine inspirate, bine și atent editate, foarte bine comentate, vândute și încasate, bineînțeles și lecturate, dacă se poate. Mulțumesc de atenție! Cred că autorul a vorbit cu vorbitorii să se întinde cât mai mult, ca să nu mai rămână timp pentru șpiț. Altfel nu se explică. Eu știu că mai este, de-aia vreau să rog pe acest cineva care se numește Adrian Răcaru să facă să-i fie milă, că probabil de ce la șpițele. Te rugăm. Da, eu cred că sunt unul dintre cei care a primit brânci de la domnul Necula să ajungă aici, dar dacă știam ce personalități sunt în sală, cred că nici în brânci nu ajungeam. Sigur că sunt foarte emoționat și să-mi dați circunstanțe atenuante. Podul, deși din cuvinte peste apa nefericitului hotar sau despre Basarabia, lacrima nesecată a românilor. Iată-mă în această situație inconfortabilă, emoționat să glăsuiesc între atâția scriitori importanți și să prezint o carte. Scrisul este un miracol, o taină de nepătruns și eu nu pot decât să depun mărturie ca simplu jurat al lecturii. Ca un expert al efectului de raritate, domnul profesor Ionel Necula structurează și își realizează cărțile. Un discurs despre discurs, dacă ar fi să ne referim, mă rog, la un anumit filozof, o carte despre cărți,
o prezentare despre prezențe de talente active și istorie critică. Podul deși din cuvinte peste apa nefericitului hotar, amintiri de drumuri făcute peste podul de flori, brobana a iubirii de neam cu rodiri și rospiri culese în cărți. Asta am găsit și găsit după o citire atentă a volumului Basarabia, lacrima nesecată a românilor. Cartea este structurată pe 4 capitole, stâlpitor de istorie, o basarabeancă a trecut prutul, lecturi afective, reportaje, cu o prefață și o postfață. În prefață, autorul ne prezintă șorticările, dezbinările pe malurile prutului, pe nefericiți și pe făptuitori. Podul de flori a fost pulberat de interese străine și de politici păguboase. Inefabil și neant, unirea a rămas un vis, de visat doar în vis. Prutul a rămas zid curcător. Autorul a participat cu suflet, cu îndârjire și speranță alături de personalitățile marcante ale vieții culturale din Republica Moldova, la evenimentele care au avut loc și care sunt prezentate ca fire de istorie recentă între coperțele acestui volum. În stâlpitorii de istorie nominalizați sunt Constantin Stere, Grigore Vior, Vieru, Ionel Lupu, Ion Petrovici, Teodor Șerbănescu, Mihai Cimpoi și Valeriu Matei. Sunt aici cu multă plecăciune sufletească prezentați. Și o să aflăm și lucruri și întâmplări inedite despre destin tragic, poezie, istoria înstrăinării, podul din căldura inimii, pe urmele poetului prefect, amintirea ca existență și vestitorul. O basarabeancă a trecut prutul. Sau cum ar spune filozoful, ce este un autor? Răspunsul dă Aura Christi și ca portretul să capete contur și perspective, culorile sunt puse de profesor Ion Necula pe paletă sub forma de întrebări. Și interviul devine un seminar despre cum se face și se trăiește și din arta scrisului. Și apoi urmează cursul de poezie și roman, cu prezentarea dăruirii drămuite dramatic în consacrarea valorii acelei numite, deopotrivă poetă, romancieră, eseistă, Aura Christi și cărțile. Lecturi afective. Toate lecturile domnului profesor sunt afective, dacă le comentează, împrumută și se îmbogățesc cu stările sufletești elevate ale criticului. Asta vom găsi în textele privind nostalgiile memoriei, clopotarul de la Chișinău, un hâtru petitor de vânt și ave. Autorii din aceste prezentări sunt Leo Pătnaru, Nicolae Dabija, Ion Proca și Traianus. Reportaje. În reportaje, lectura se face cu ochii minții. Așa că primiți. Reportaj basarabean la vreme de toamnă. Martor de la istorie, hoinar sub casânca Chișinăului, foi desprinse dintr-un ceaslov basarabean, festival folcloric la Cahul. Asta ar fi, în puține cuvinte, Basarabia, lacrima nesecată a românilor. Lăcrimăm noi cei înzestrați cu privire în țări surori, guvernate de orbi. Basarabia, lacrima nesecată a românilor. Da, ca și prutul, lacrima a rămas nesecată. Mulțumesc! Nu altceva decât să îi mulțumesc acestui om lucid care i-a dat o lecție despre cum se prezintă o carte și i-a dreptățit undeva să afirmăm că Ionel Necula a avut parte în această seară de multe prezentări care mai de care din suflet. A rămas să vă întreb dacă în sală există cineva
care înainte de a ruga pe Necula să ne spună despre tainele creației sale, nu despre cărți, să nu-i fie teamă că nu despre cărți, dar despre laboratorul de lucru. Dacă este cineva care vrea să completeze seara aceasta frumoasă, care e de fapt un fel de laudație adus personalității Ionel Necula, și nu vreau să ne îndreptățesc pe nimeni, ci vă rog, dacă aveți de spus ceva, să o faceți acum. Dacă nu, înseamnă că am vorbit noi și pentru dumneavoastră destul și rugăm pe Necula să ne devoareze din laboratorul creației domniei sale. Și eu sunt emoționat. Nu mă așteptam să primesc atâtea laude. Sigur că s-au devenit încă o dată prieteni buni și le mulțumesc pentru toate aprecierile făcute. Nu să credeți că o să iau în seamă toate exagerările și toate complimentele care mi s-au făcut. Îmi știu foarte bine lipsurile, știu că nu sunt chiar așa de genial cum am încercat unii și alții să spună. Îmi știu foarte bine locul și nu mă învăr cu apă rece de regulă. Și mai știu un lucru, că oricine își face iluzii prea mari, va fi pedepsit de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care nu bea rachiu niciodată. Domnul Galben de lângă mine de aici știe mai bine lucrul acesta, a trecut printr-o experiență monahală și are și un jurnal din acea perioadă, un jurnal deosebit de interesant. Eu vi-l recomand cu căldură să-l citeți, nu știu că acum este în circulație publică. Dacă dorește cineva să-și lasă adresa la domnul Galbeș, probabil că vor obține un exemplu. Dar vă spun că este o lectură de sărbătoare, am spus, o lectură duminicală, o lectură care ne îmbărbătează și ne... De ce faci tu acum? Vorbiți despre alții, vorbiți despre tine. Nu ați vorbit voi despre mine, măi. Hai să mă pun bine și cu ceilalți. Oameni buni, uite ce se întâmplă. Să tot crede că sunt așa o întreprindere de creație și nu e chiar adevărat. Însă eu am o experiență scriitorică. Am intrat în raftul cu cărți târziu, în 1995, dar în 1995 eu aveam deja 800 de articole publicate prin diferite reviste de cultură. Acum, ce mai ușor decât să le organizez tematic și să încerc incorporarea unei cărți. Dacă vreți să mă crezi, dar nu prea este de crezut, eu am în momentul de față 12 proiecte de carte aduse în anumite stadii de realizare. Unele dintre ele sunt chiar gata. Două sau trei dintre ele sunt chiar gata. 3-4 dintre ele sunt aduse pe jumătate, 3-4 dintre ele sunt aduse pe un sfert și lucrurile se completează. Adică eu în permanență am câte ceva de făcut. Dacă este adevărat că foarte multă lume face apel la mine să le citesc cărțile și să dau seama despre ele. Am răspuns până acum cu toată bunăvoință, dar acum știu sigur că nu mai pot, nu se mai poate. Ritmul aparițiilor este așa de mare și eu primesc săptămânal cel puțin 10 cărți din diferite județe ale țării și fiecare cu rugămintea să mă pronunț asupra lor. Nu se poate, nu se poate, sunt nicio formă. Dar numai pe noi ne iubești. Numai despre Vâncen. Scriu despre, acum, de exemplu, în momentul de față, scriu așa despre prahoveni, buzoieni, vrânceni și gălățeni. Pentru că acestea sunt proiectele pe care le-am în procesare și care sunt deja aduse în anumit stadiu și nu mai așteaptă decât câteva articole ca să se completeze, să devină carte. Bucureștenii au ei destul, dar ei l-aș spune... Nu, au Corentin Popescu, el vă citește pe toți, da. Îi citește pe toți, mai îi citește pe Sărite și are da. Așa că, în curând,
Dacă ar fi fondurile necesare, eu aș putea să scot în două săptămâni de zile, aș putea să scot patru cărți. Asta nu înseamnă că le-am scris acum, ele s-au adunat, s-au acumulat articol cu articol și pot să capete oricât alura unei cărți. Deci nu sunt chiar așa de prolific. Au fost ani în care am scos șapte cărți într-un an, dar atunci ce s-a întâmplat? Am avut beneficiat de o moștenire, așa, și am avut banii necesari și am putut să scot în sfârșit niște cărți care le aveam eu deja pregătite și care aș aștepta o pomană din asta ca să le dau o ținută editorială. Acum, dacă ar fi să spun câteva vorbe despre cărțile acestea pe care le-am propus astăzi pentru aducere la cunoștință, ce să spun? În primul rând, Luca Pițu a fost o mare personalitate. Noi nu ne dăm seama ce ar fi putut să facă acest om dacă viața i-ar fi hărăzit, ar fi fost mai generoasă cu el și i-ar fi hărăzit o viață mai lungă. Dar este adevărat că în felul lui a fost un refractar. A fost un contestatar permanent. Un contestatar al regimului comunist, firește, în primul rând. Să nu uitați că în timpul Revoluției de la 1989, la ea s-a scandat. Luca Pițu pentru noi este Paul Goma II. Ei, Paul Goma ar fi fost primul revoluționar adevărat și Luca Pițu i-ar fi urmat pe urme. Am fost legat de Luca Pițu când am citit prima carte, nu mai știu cum a ajuns pe masa mea de lectură. Dar când am citit prima sa carte, Naveta Esențială, am zis că omul acesta este dintr-o altă lume. Venea cu un alt orizont, cu un alt limbaj. Limba română o cunoaște toată lumea foarte bine, dar el scria într-un alt limbaj. Orice cuvânt căpăta o accepție moldovenească și ne arăta cât de dulce poate fi limba românească când este într-adevăr pusă în ecuație de un știutor care știe ce să facă din lexicul românesc. Ei, Luca Pițu era meșterul acesta. Cum să nu-l iubesc? Și l-am iubit și l-am ținut în atenție și în receptare publică permanentă, nu chiar cât aș fi vrut, eu aș vrut să-i pot cronica toate cărțile, dar ritmul aparițiilor lui Luca Pițu este așa de dinamic, nu se putea. Și n-am vrut. Dar multe dintre cărțile sale le-am lecturat și am dat seama despre ele, le-am cronicat. Când am auzit că a murit, din păcate am auzit, după ce mormântase, dacă știam înainte, mergeam la mormântarea lui, chiar dacă trebuia să ajung pe jos până la Focșani, dar ajungeam și mergeam la mormântarea lui, pentru că eu, într-adevăr, l-am prețuit și îl prețuiesc pe cărturarul și polihistorul Luca Pițu. Când am înțeles că a murit, am început să verific și eu materiale despre Luca Pițu și am văzut că s-a apropiat de o carte. Am beneficiat, firește, și de aportul Madre Ustache, care Petru Ustache, care mi-a dat trei scrisori, pe care le-am introdus în carte, le găsiți în această carte, și de o cronică a lui Petru Ustache, făcută la o ediție bilingvă a lui Luca Pițu, la povestea poveștilor a lui Greangă. Le găsiți poate în această carte. În orice caz, eu, cartea o citit sau nu o citit, asta este treaba dumneavoastră, dar vă propun acolo unde îl găsiți pe Luca Pițu, nu dați pagina mai departe, în eventualitatea că îl găsiți prin reviste pe undeva, nu dați pagina mai departe, aplicați-vă asupra lecturii, articolului respectiv și veți vedea că veți avea mari bucurii. Despre Uricar. Uricar am ajuns la... Dacă mi-ar fi spus cineva atunci la început că seria aceasta Uricar va ajunge la volumul 8, n-aș fi crezut, sunt nicio formă. Nu mi-am propus. Eu mi-am propus să scriu o carte, Uricar la Poarta Moldovei de Jos. Tecuciul am înțeles că este Poarta Moldovei de Jos și mi-am propus să dau seama de ceea ce s-a petrecut de-a lungul istoriei în această vatră moldovenească.
Acum, ce se întâmplă? S-au adunat. Ce se întâmplă, domnilor? Apare elemente noi. Vasile Ica spune aici niște lucruri foarte interesante despre aportul tecucenilor la făurirea Unirii, mici Unire, la Licuza din 1859. Eu vreau să radicalizez acest lucru. Unirea de la 1859, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, s-a făcut datorită tecucenilor. Și atunci, sigur că toată lumea ar putea să sară în cap. Pe cum, domnule, da? Focșanii ce-a mai făcut? Dar Iașu ce-a mai făcut? Dar Hârlău, Bacău, Huși, Botoșani și toate celelalte, ce-a mai făcut? Bine, toate au contribuit cu ce s-a putut contribui, dar dacă nu contribuia tecucenul în mod hotărător cu ceea ce a contribuit, unirea era compromis. Ideea de unire era compromisul pentru cine știe câte decenii sau chiar secole și poate cine știe dacă s-ar fi mai înfăptuit vreodată. Pentru că este adevărat că toate localitățile au contribuit. Unirea era, spune Coganiceanu, unirea este actul energic al întregii națiuni române. Așa este. Eu nu aș vrea să polemizez cu Mihalache Coganiceanu. Dar ce a făcut această energie națională? A făcut alegeri de 1858, în iunie, în vara anului 1858, populația Moldovei a fost chemată la alegeri. Și ce a ales? A ales Partida Separatistă, a ieșit în vingătoare cei care se împotriveau actului Unirii Principatelor. Acesta era rezultatul. O să spun, dar bine, dar acest rezultat s-a datorat samăvolnicilor la care a fost supus electoratul în această perioadă. Și așa este, a fost supus, da. Oameni buni, câte alegeri măsluite n-ați văzut? N-a fost măsluite alegeri din 1946, hai să iau un reper. Dar și altele. Și s-a schimbat ceva de rezultatul? Nu s-a schimbat nimic, au rămas încrustate în istorie, recunoscute și legitimate de istorie. Așa ar fi urmat să fie legitimat și alegeri de 1858 în vară. Și atunci s-au adunat exponenții cei mai de seamă ai Unirii, Costache Chinecli, Alexandrii, Prasigolescu, s-a gândit ce de făcut în cazul acesta. Renunțăm la idei? Nu mai era niciun mijloc. Sau nu mai era decât un singur mijloc, dar nu știa decât Cocuța Conac. Dom'le, are o serie de scrisori primite de la emisarii toți din la Viena și Istanbul, în care îi arată lui Gogoriti, caimacanul de atunci al Moldovei, ce trebuie să facă ca să împiedice unirea. Dacă lumea ar ști de unde au venit instrucțiunile ca partida separatistă să iasă învingătoare, poate că s-ar schimba rezultatul consultării electorale. Dar problema nu era consultare electorală. Problema era prima și cea mai importantă problemă era anularea acestor alegeri măsluite. Trebuia determinat guvernul turc să dea un edict prin care să anuleze alegerile și să stabilească alegeri noi. Așa s-a și întâmplat. Când această corespondență a apărut în Letoile de Danube la Bruxelles, toată lumea a fost consternată. Și chiar și unele țări care erau împotriva Unirii Principate și-a dat seama că guvernul turc depășește cu mult măsura. Și atunci a fost nevoit ca să anuleze alegerile și să cheme populația Moldovei la o nouă consultare electorală, ceea ce s-a întâmplat, știți foarte bine, la 5 ianuarie 1859, unde a ieșit învingătoare partida unionistă, două voturi contra, Marele Băie Bar și cu mitropolitul Herențiu, și a fost posibil după aceea ca această problemă să se dezbată și în divanul ad hoc al Țării Românești, la București, la 24 ianuarie 1859. Deci vreau să spun prin aceasta că, într-adevăr, Tecuciul are o istorie foarte frumoasă, foarte interesantă și păcat că nu-i cunoscut. Eu încerc să o fac cunoscut atât cât pot. Hai, dacă tot mai am puțin timp, să mai îmi dați un
două minute să vă spun și una din frumoasele legende ale acestui act unionist. Despre Costache Iconache știți cu toții că era unul dintre primii noștri poeți, printre altele, mare la defundiar, unul dintre cei mai bogați boieri ai Moldovei și avea și pasiunea vânătoare. Mergea deseori la vânătoare și are chiar o poezie foarte frumoasă. Mi-e și imaginez așa, dacă ar găsi un picăriaș, despre cadrul și poate ar găsi pastelurile cele mai potrivite. Venind de la vânătoare, care are pe cal, în urma lui era carul cu vânat, cu iepuri, cu vulpi, cu mistreț, cu ce avea acolo, și Costache Iconache scrie următoarele versuri. Aleargă, dorule, aleargă până la mândra mea cea dragă. Ridică de pe picioare orice fel de învelitoare și spune fără sfigheală ca să fac mare năvală. Acum Călinescu chiar îl ia în dărbată. Poetul s-a apropiat de acum de 75 de ani și de mare năvală nu mai era el în stare, dar s-a apropiat de vârsta mea, vrea să spună, a vrut să spună Călinescu, cred. Și-a luat Vasilica. Dar își ținea cartușele de vânătoare într-un seif secret unde era și documentele moșilii lui. Avea și el acolo plăți de făcut, o întreagă evidență, registrele cu cumpărături, cu proprietării pe care le făcea. Deci toate actele, toate documentele proprietății de la Țigănești se găseau în acest seif secret, cu închizători secrete, unde erau și cartușele de vânătoare. Și din manipulare în manipulare s-a întâmplat ca unul dintre cartușe să se desfacă. Cartușele erau din carton presat, un carton mai puternic, dar s-a desfăcut și din el au căzut alicele de vânătoare. Nici asta n-ar fi fost mare problemă, dar câteva alice au căzut în încuietoarea seifului. Și atunci, Costache Iconache ce face? Trimite în Tecuci, Țigănești se află la 9 km de Tecuci, trimite la Tecuci, după Vasile Lăcătușu, țiganul Vasile Lăcătușu, așa că era specialist și mare meșter în lăcătușerii din asta, să-i rezolvi problema. Vasile Lăcătușu vine la Țigănești, rezolvă într-adevăr cu încuietoarea, scoate alicele respective și îi face o dublură de chei. O dublură de chei o ține el, Vasile Lăcătușu, pentru eventualitatea că proprietarul le va pierde pe ale sale. Așa se face că una dintre problemele fundamentale este aceasta. Cine a săvârșit totuși furtul scrisorilor secrete ale lui Gogoride? Le-a săvârșit Cocuța și sunt voci diferite, răspunsurile sunt diferite. Una dintre ipoteze este că e vorba de Ionisă Crisante, mă rog, deputat în divanul la foc, o personalitate importantă a istoriei locale, care a avut ca funcție, a fost președintele tribunalului din Tecuci, că Ionisă Crisante ar fi fost cel care a sustras scrisorile printr-o fată de-a lui care își făcea viacul la conacul de la Țigănești și a ajutat pe Cocuța Conache și femeile case cu la compoturi, la semi-preparate, fără să spunem bar mai modern, semi-preparate din acestea și ar fi putut. Dar acum problema este următoarea. Cine se imaginează că cheile de la seiful acesta secret unde Conache își ținea toate documentele lui de proprietate și documente importante, scrisorile pe care le primea. Cine și-ar fi imaginat că intrarea la accesul la această cameră și la acest seif le-ar fi avut oricine dintre cei care își făceau viacul la Conacul de Conache. De asta zic, singura ipoteză plauzibilă este că furtul a aparținut
Cocuții Conache, Ecaterina Conache, Vogorii. Trăiască Cocuții. Ce nevoie e de când în când de câte o cocuță. Da. Din când în când? Și mai mereu. Da. Poate n-a strica o cocuță și în vremea noastră când văd că se reactualizează ideea unirii cu Basarabia. Că spune eu că este una. E una, dar e pe Facebook. Nu, da. Poate nu o cocuță ne trebuie, nu ne trebuie acum un Constantin Steri. Luciditatea lui Constantin Steri, marele doctrinar care a edificat și doctrina Partidului Liberal și doctrina Partidului Național Țărănesc din timpul lui Maniu și Brăteanu. Deci, am anticipat cu această paranteză mai generoasă din partea mea, am anticipat într-un fel și forumul 9 din Uricar, unde veți găsi într-adevăr toate aceste întâmplări care și-au picanteria lor, dar care sunt adevărate și, în ultimă instanță, scrie o pagină de istorie a Tepuciului și o pagină de istorie națională. Volumul 9 din Uricar este aproape gata și probabil că anul acesta îl voi și depări. Așa cum este gata Spiritul Prahovean, Spiritul Buzoian, Spiritul Prânțean volumul 3, Spiritul Grățean volumul 2 și probabil o să mă aplec și asupra, o să revin și asupra lui Cioran, pentru că s-au cumulat deja destule lucrări și această mare pasiune de-a mea care a fost și a rămas necompromisă până în momentul de față. Cioran este o mare personalitate. Eu continui să susțin că nu este încă așezat pe socul pe care îl merită. Cioran este unul dintre hâtrii care au reflectat asupra acestui veac și a anticipat multe din evenimentele pe care le petrecem noi în momentul de față. Și când vă gândesc că el n-a prins încă 11 septembrie 2001, n-a prins încă actul acesta, acela terorist cu Gemini New Yorkers. Dar el a anticipat. Barbarul se află la marginea cetății și nu așteaptă decât un semn de slăbiciune din partea cetății civilizate, din partea Europei civilizate, ca să se năpustească asupra ei. Sunt cuvintele lui Cioran, poate într-o formă mai personală, reproduse, dar a anticipat încă, asta este un aspect, a anticipat încă multe evenimente și multe aspecte cu care ne confruntăm noi astăzi în lumea contemporană. Nu știu ce să vă mai spun. Spun eu ceva, mulțumim frumos. Da. Ești milă de noi. Mulțumesc încă o dată tuturor care au participat în această manifestare. Mulțumesc celor care au vorbit atât de frumos și nemeritat asupra cărților, au mers asupra mea și vă doresc o seară plăcută. Bună seara. Asta dacă ne faci tu. În numele Casei de Cultură vă mulțumim că ați fost alături de noi. Domnii din Franța sunt întotdeauna bineveniți la noi, sunt prietenii noștri, ca și domnul Eugen Ungureanu, care a fost întotdeauna alături de noi la festivalurile noastre Floare de April și Omătuța. Domnul Necula, că a fost coleg și apoi director, am participat împreună, acum ne spune despre Uricar volumul 9, despre Costache Conache, dar în 1993 a inițiat și a organizat prima ediție a festivalului de poezie Costache Conache, care an de an, chiar dacă dumnealui a plecat din Casa de Cultură, dar a rămas în cadrul Cenaclului și cu sufletul alături de noi, l-am preluat și l-am dus mai departe an de an. În Basarabia, lacrima neuscată a românilor, neuscată a românilor, sunt două povestiri, două capitole acolo, la care împreună
le-am trăit în Basarabia. Ca director al Casei de Cultură, eu eram coregraful și conducătorul ansamblului Doina Siretului, am participat la, în ziua de proclamare a independenței Basarabiei. Le citim articolul cu mari emoții, cu aceeași emoții. Am retrăit emoțiile de atunci. Cum număram, cum ne rugam să fie bine să întrunească voturile de proclamare a independenței. Și celălalt articol de participare la festivalul Numărul Alb de la Cahul, unde noi am luat trofeu, îl avem și astăzi, că întotdeauna ne duceam bine pregătiți și l-am avut ca un director foarte bun și apropiat de ceilalți colegi. A rămas în continuare colegul nostru, cel drag și iubit, pe care îl consultăm de fiecare dată, că e festivalul de poezie Costache Conache, că este ziua filozofiei Ion Petrovici, la simpozion, întotdeauna îl întrebăm anul ăsta pe cine umagiem, pe cine dezbatem și întotdeauna este alături de noi și ne îndrumă și cu cunoștințele pe care le are ne pune în legătură ca să putem să-i invităm în fața dumneavoastră a publicului tehnician. Mulțumim din suflet, vă mai așteptăm și altă dată și voiam să vă semnalez că părintele, printre poeții noștri avem și preoți, așa cum zicea de domnul Galben, preoți cu har și preoți de colac, cum se spune, nu părinte. Părintele Ion Crăitorul a scos o antologie umoristică, Întâmplări de viață. Și în sală, mulțumesc... Să ridicim la lansare, că e păi, v-am incitat acum, v-am dat numai așa, ca să știți să luați aminte, când o să auziți și să veniți. Luăm aminte cu umor, bine, mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Cu plăcere, da. Încă o dată și vă așteptăm în continuare. Stai cum să stați un pic mare, domnicule, de anunță. Nu nimic. Dar mi-a scăpat o problemă care n-ar trebui să o ascultați. Adică ce se întâmplă? În cartea aceasta despre Basarabia, eu am făcut în Basarabia 4 turnee, 4 excursii și de fiecare dată am dat seama printr-un reportaj. Veți găsi în aceste reportaje tot pulsul, tot zbucimul vieții politice, sociale din Basarabia. Țin foarte mult la aceste reportaje. Dar mi-aduc aminte că ultima dată, când am fost într-o delegație a primăriei de Cuci, la invitația lui Valeriu Matei, el era pe atunci președintele Partidului Forțelor Democrate, Partidul Forțelor Democrate, primire foarte frumoasă, cum se întâmplă în Basarabia, ne-a dus la un restaurant, am luat masa acolo, cum se întâmplă de obicei. Noi eram 10 oameni la masă și mâncare pentru 30. Dar când eram mai întoi în masa noastră, vine Valeriu Matei, dusese și el acasă, vine Valeriu Matei și mânca, serviți cât vreți, ce vreți, dar Nicola și cu primarul să se abțină de la băutură, pentru că aveam emisiune la postul de televiziune catalan, o oră, în direct. Și atunci, la ora 8 fix, eu și cu Lazar Gheorghe ne-au luat și ne-au dus la postul de televiziune. Ce m-a surprins? Că la intrarea în sediu am văzut acolo, cred că era vreo 100 sau poate chiar 200 de cai, în miniatură, din porțelan, în diferite poziții, în două picioare, în diferite poziții. Și a fost și izbirit lucrurile acestea. Și am ținut atunci emisiune, am făcut emisiunea de o oră și la sfârșit a venit să ce se întâmplă? Primea telefoane, era emisiune în direct, se primea telefoane din țară.
era moderator, era Valeriu Frumuzache, pe care îl cunoșteam de la Tecoș. Însoțește un ansamblu folcloric și îl cunoșteam de la Tecoș. Și Valeriu Frumuzache și prietenii de la Tecoș și foarte bine ați făcut și Dumnezeu să terminăm cu rusofone, dați cuie de pământ, Valeriu Matei, nu te lăsa Valeriu. Domne, niște semnale entuziaste despre emisiune. Și atunci directorul, era proprietar, unul dintre cei mai bogați, Traisman îl chema, cei mai bogați oameni din Moldova, când a văzut așa, ne-a așteptat la ieșiri, a, și nu pleacă nimeni, vin să încoace cu mine. Și l-am întrebat așa într-o două zi, domne, cum ți-a venit în gând să dai numele catalan acestui post de radio? Dar ce, dumneata, știi ce înseamnă catalan? Păi da, eu știu cum să nu știu. Ce înseamnă? Îi spune ce înseamnă, zic, e calul, numele calului preferat al lui Ștefan cel Mare. Și domne, au trecut aici o mii de oameni, mii de oameni, niciunul n-a știut să-mi spun lucrul ăsta. Și, da. Da, dar nu erau scrisi la ei. Da. Ne-a băgat într-un fel de sufragerie acolo și am stat până dimineață, aproape până dimineață. Da, uitam să vă spun un lucru, că am început, când mi s-a dat și mie cuvânt, am început fraza printr-o greșeală care putea să fie catastrofală. Le-am spus în direct că nu pot să fiu constituțional. Când am venit într-o altă țară și am venit într-o altă provincie a României. Ei, lucrul acesta, norocul meu, este că a fost trecut cu vederea de toată lumea. Nu s-a întâmplat nimic, niciun scandal, dar putea să dea naștere unui scandal. Mulțumesc încă o dată tuturor, vă doresc o seară plăcută.